Gruparea de pe Târnava Mare și-a asigurat serviciile a 4 jucători noi. Aceștia vor îmbrăca în următoarele 2 sezoane tricoul alb-negru. Astfel au semnat cu Gazmetan fundașul Valentin Crețu, care a evoluat ultima dată la Concordia Chiajna, mijlocașii Alexandru Buziuc și Andrei Enescu, care au evoluat sezonul trecut pentru FC Vaslui, și atacantul Cosimo Foliomeni, care a evoluat anterior în ligile inferioare din Italia. E un pas înainte, bănuiesc, pentru mine, mai ales că s-a întâmplat la Vaslui ce s-a întâmplat. Îmi pare rău pentru echipa aia. Eu văd ca fiind un pas înainte pentru mine și sper să ajut echipa să-și realizeze obiectivul, să rămână în prima ligă. Cum e atmosfera la Gazmetan? Cum te-au primit băieții? Sincer să fiu, e un grup foarte bun, un grup unit din ce am văzut, neașteptat de bun, niște colegi senzaționali și un grup foarte ok. Și aici au fost probleme cu banii? Nu te gândeai, te-ai gândit la asta înainte să înțelegi? M-am gândit, dar din ce am înțeles, sunt promisiuni multe că totul se rezolvă, mai ales că și-au primit o parte din restanțe și anul ăsta bănuiesc că nu o să mai fie probleme, deoarece s-a vorbit și s-a auzit că o să fie alături de noi și toți care ne sponsorizează și bănuiesc că nu o să mai fie probleme anul ăsta. Pentru mine, un pas înainte. Față de ce era la Vaslui, acolo era o echipă mai bună, jucători mai experimentați, mi-era mai greu să joc. Aici, după experiența de acolo, sper să am șansa mai mult să joc și să demonstrez mai multe. Asta e obiectivul tău principal, să prinzi un loc de titular? Da, am venit cu gânduri bune, să joc, să fiu sănătos, să am șansa aici și să demonstrez de ce pot. Cum te-au primit colegii, cum e atmosfera la echipă? Foarte bine, am grup unit, frumos, atmosferă bună. Cum a fost prima repriză cu Panduri în care ai jucat și tu? Epuizantă, foarte greu. Am alergat mult, adversar mult mai mari decât mine, mai greu, dar a fost bine. Pentru început a fost bine. La Vaslui au fost probleme cu banii, au fost probleme și cu banii la Mediaș. Ai luat asta în calcul în momentul în care ai venit? Luat și asta în calcul, dar pentru mine mai important acum este să joc. Nu neapărat și banii, vă dați seama că fără bani nu poți să treci, dar mai important este să joc, să am meciuri în picioare, să cresc și după o să vină și banii la rândul lor. Gruparea de pe Târnava Mare a transferat și un jucător de la campioana României, Steaua. Atacantul Alexandru Târnovan a fost cedat la Mediaș sub formă de împrumut până la finalul sezonului.